Dragii mei, bun venit la o nouă oră de anime. De data asta, nu ne uităm la chestii anime, mostly, ne uităm la, de exemplu, lupte, pentru că ne uităm la Breaking Down numărul, volumul 3, MMA, Mixed Martial, ok? Ne uităm la niște TikTok-uri, ne uităm la niște reclame, o să ne uităm la tot felul de chestii, right? Unde o să reacționăm, unde o să ăsta, să vedem ce e mai popular, pentru că video ăsta, postat acum 2 zile, 3 milioane views, that's insane, pe YouTube și nu numai, video acum 6 zile are 4 milioane și un video de acum 4 ore are 1 milion de views, după cum vedeți și voi, dacă vă uitați pe ecran. E interesant să vezi la ce se uită japonezii și să vezi ce e atât de popular acolo. Eu nu am TikTok, vă zic sincer că nu am TikTok, so, vă rog să vedem care e trendurile pe TikTok-ul japonez, care poate noi nu le prindem, poate noi nu le vedem, nu le înțelegem și așa mai departe. So, veniți cu mine în acest journey înainte de weekend, să, you know, să ne uităm. Dacă nu sunteți la Antol, sunteți aici cu mine, bun venit. O să ne uităm la niște chestii, la niște lupte, o să fie ceva foarte interesant. Și începem, eu zic, direct cu Chitan. So, hai să ne uităm fain frumos ce face Chitan. Dacă nu știți Chitan, John Oliver a făcut un întreg episod despre Chitan. Chitan e o mascotă a unui oraș din Japonia care e just... Hai să facem de fapt o introducere ca lumea la Chitan, right? Pentru că trebuie, right? Chitan. Mamă, Peter, așa. Și hai să o vedeți pe Chitan, cum ziceam, făcut acum 5 ani clip, cum îi zice și John Oliver despre Chitan. Nu o să ne uităm la că dați copyright infringement direct, o să ne uităm așa la 2 minute de Chitan, să vedeți despre ce e vorba, right? Deci ăsta e Chitan, are și căciula aia și, you so, după cum vedeți, e ceva extraordinar de adorabil și hilar. E Chitan, like Chitan are energia asta haotică, să zic așa, right? Și nu numai aia, dar dacă nu știați, este un nou sezon de Takeshi's Castle, a ieșit anul trecut. Da, data trecută când am fost în Japonia, am văzut reclame și am văzut Takeshi's Castle pe Amazon Prime în Japonia, live în timp ce ieșa. So, Chitan îi și acolo. So, that's fucking awesome din punctul meu de vedere. So, you know, Chitan e un caracter foarte, foarte popular. So, hai să vedem introducerea lui Chitan aici, pentru că aici vin toți luptătorii, după cum vedeți. Right? Deci ăștia sunt aia care o să lupte astăzi, chica, right? Oi, ce picior probat! Oh my god, ce picior i-o dat! Tăi. Ah.
Că ziceam, e o chestie foarte, foarte diferită față de ce avem noi. Ar fi foarte dubios să vedem pe tanti aia care face, cum îi zice, Covalac de la țară să meargă, cum îi zice, în ring și să zic Covalac motherfucker și să bat în K1 cu Moroșanu sau ceva, right? Nu mă uita la chestiile astea, nu știu ce e relevant la lupte în România, sau nu mă întrebați, right? Că n-am idee. So, yeah, Chitan. Hai cum să ție de cap să nu-i zboare ăsta. Oh my god, ce tatuaje are ăla pe față. Holy shit. Oh my god. Deci, după cum vedeți, ceva extraordinar de ridicol. Și again, e un video cu 3 milioane de views, deci nu e un video la care nu s-a uitat nimeni, right? Apropo, ok, acum că suntem la început, dacă vă uitați pe YouTube, in case ăsta merge pe YouTube și nu vedeți o draie de clipuri, I'm sorry, intrați pe twitch.tv/onro, acolo probabil o să fie clipul în întregime, ok? Bun. So yeah, Chitan e the biggest W din punctul meu de vedere cultural japonez, e cea mai tare chestie. Bun, right? Bătălia între mascote. Eu ce o dat una. What the fuck? What the fuck e asta? Oh my god, ce tatuaje are omul ăla, Jesus Christ. That's impressive. Anyway, trecem la lupte și după cum vedeți ăștia chiar să luptă. Și au și post interviuri. So that's awesome. Bun. So, omul meu cu cele mai tari tatuaje ever intră să bată cu Chitan. Like that's, oh my god. Unul la mână, tatuajele care le are omul ăsta is absolut fucking insane. Deci is insane, mai ales că pare să fie foarte fucking random. Plăcările alea negre, chestiile alea pe față, like nici nu știu ce e, nici nu știu dacă sunt tribale sau ce e, like that's insane ca și idee să-ți faci toate chestiile alea. Again, pe el arată foarte bine, but that's in nebunie. Oh my god. Vezi, pe partea asta are chestiile alea tradiționale japoneze de Yakuza and stuff, da, opa. Dar în rest, like, tatuajele alea, Jesus. Cum și-a ridicat burta să vadă. ce picioare de... dă și Chitan.
Aia că nu, nu poți să dea cum îi zice la față, pentru că are tot fluful ăla pe cap, so trebuie să lovească unde doare, deci obviously că de, like, ăsta e mai interesant cum îi zice decât viral fight, să-mi bag picior din nou. Oh my god! Oh, cum ți-o și ratezi, Dita mai Citanu? Că aia mă surprinde, like, dacă ați văzut înainte, când a dat picior aici, gen aici, dă picior, îl pălește, îi dă în cap, după aia mai dă o dată și l-a ratat. L-a ratat pe Citan. What the fuck? Și ăsta râde. Oh my god. Oh my god, ce pumn în cap i-a dat. Oh. Oh. Că soție lui ăsta e și fan, nu lui Citan. Și-a rupt piciorul. Oh my god, să mă... Am crezut că să mai bate cu... să mai bate și cu aia la altă mascotă. Hai să vedem dacă asta o altă poate să facă ceva mai bine. What the fuck? Ok, de ce ăștia doi se luptă? Bun. God. Cum i s-a dus? No, trebuie să revedem asta, că așa i s-a dus capul pe spate. Just... Cum i zboară capul pe spate? Incredibil. Ăsta e mai rău decât Citan. Oh! Ai picat masca. No. Oh my god. Ce tare. Ce fain i-o picat la asta capul. Bun, ia. Și după aia mai sunt un fel de lupte. Vă recomand să... Și la astea. Vă recomand să mergeți pe canalul lui Micru Asakura. Cred că se vede, right? Da, se vede acolo un Asakura. Vă recomand să mergeți să-i dați o geană. Din punctul meu de vedere, e absolut... Absolut fucking ridicol și nu e singura, ni Rising Confessions, I'm fucking ok, Rising Confessions, sau ăștia ce își dau palme, like, nu, japonezii au aparent o dita mai cultură de asta, de lupte and stuff, and that's insane să îi vezi. Bine, noi ne-am uitat mostly pentru Citan, pentru că nu ne-a păsat de altceva. Hai, dar ce bine. Și mai ești o draie, și o draie de chestii, right? Că, obviously, am intrat pe... Oh my god! Ce asta? Oh, ăsta e și mai rău, right? Că ăsta, da, e pe ABEMA TV, like, this is copyrighted content, dacă vi-l arăt. Dar, da, că ăsta e dat la TV în Japonia, like, that's bad, right? Like, nu cred că vă pot arăta tare mult din clipurile astea. So, hai să trecem la TikTok, să vedem ce-i funny, right, pentru japonez. Again, ăsta o să fie un episod mai chill, so it's fine, nu-i ăsta, just... Hello! Data trecută am avut, cum zice, un episod super fain.
unde ne-am uitat la colecțiile voastre de manga și anime. Și săptămâna viitoare vorbim despre romanțele anime. E foarte, foarte important, un episod foarte, foarte important săptămâna viitoare. Pentru că, you know, unul din seria aia nouă de episoade care îmi plac mie, la care se muncește ceva. Inițial era vorba de modă, dar am zis că n-am chef să stau să mă uit la modă, să discutăm de chestiile alea, dar promit că o să facem și episodul ăla cândva, ok? So, hai să ne uităm la TikTok-uri să vedem ce e popular. I don't get it. Oh, astea sunt chestiile alea de dans și de... I don't get it. Like, listen, dacă dansez, it's fine. Good luck. Cunosc dansatori profesionali și nu e niciun shade acolo, right? Just, trendurile astea pe... Nu știu, eu personal nu mă pot lega de trendurile astea pe TikTok, right? Like, eu funcționez altfel, în sensul de fie vreau să știu chestii, fie vreau să văd ceva funny sau ridicol. Rar mă uit la internet ca să îmi găsesc ceva healing. Are sens? Like, să fiu... Ooh, that's cute, ooh, that's nice, ooh, that's... Mă face să mă simt cumva. Like, dacă nu mă face să gândesc sau nu mă face să procesez ceva, sau nu mă face să râd, I don't care. Nu prea am pasă de contentul ăla. So, na. Și asta e exact chestia aia cu ăsta. Și asta e very, cum îi zice... Like, again, copyrighted music și stuff. Also, asta e aproape, cum îi zice, manea. Like, efectiv zici că e manea. Au ajuns manele în fucking Japonia, what the fuck? O altă chestie. Deci, în loc să refilmeze, o să că nu refilmează. Ok, piesa e faină, măcar aici e piesa faină, yeah, that's awesome. Da, again, I don't get a bunch of this stuff, like, e just muzică și dans și de-astea. TikTok zice funny Japanese TikTok compilation, ok? Deci nu te lua de mine, că nu eu am făcut compilația asta. Ok. Și again, I don't get it. I mean, nu că I don't get it, I get it. Chestiile astea, right, is awesome. Cu dansurile, cu ăsta e awesome că dansează. Just, eu nu-s în ăsta și eu nu văd unde e partea neapărat funny la contentul ăsta. Deci nu l-o așa. Oh my god! Ce unghii are! Oh my god, that's extra gyaru, that's mega gyaru, that's beyond gyaru, holy shit. That's insane, girl. Listen, ok? Eu înțeleg că în Japonia toată lumea are bideu cum am eu, right? Că eu mi-am luat bideu din capacul de Buddha din Japonia. But Jesus Christ, de aștia alea, poți să faci ceva? Adică, I get it că nu trebuie neapărat să te ștești la cur. But Jesus Christ, what the fuck? That's insane. Bun, hai să... Iară. Again, dance. Where the funny? Unde e the funny? Stai, aici e că s-a lovit. S-a lovit de una. Astea le-am mai văzut. Iară, aceleași tipe. I don't get it. I mean, are these all dances? Wait, are these all really dances? Because, oh my god.
this ain't great atunci ca și compilație de nimica. Iară, da, ia. Nu neapărat toate trendurile, că înțeleg ideea de trend, right? Când nu s-a așa bătut în cap ca să încă să nu le înțeleg ideea de trend. Just, I don't know. Nu știu, poate ideea mea de ce e social media și content, right, e alta, pentru că eu nu prea mă uit la genul ăsta de content în general, right? Care să fie just ușor de digerat, știi, să fiu... știi, să fiu happy cu ăsta. Eu, I curate my content, like, dacă vedeți aici în dreapta deja ați văzut că am dat, nu recomanda acest canal, că era just ceva fucking random live stream cu ăsta. Like, eu stau într-un mod foarte serios pe YouTube și eu fac chestia asta cu nu recomanda canalul și ai, de vă zic că am spus multe canale acolo, nu recomanda canalul. Pentru că de multe ori just YouTube nu știe ce să-mi recomande și îmi just odată la două săptămâni zice n-a o droaie de prostii și like n-am nevoie, știi? So, again, not very funny, I don't get it, right? Nu, mie nu, să știi că nu. Mie am învățat să nu mai recomand o droaie de chestii, like, am avut... Nu mi-au recomandat niciodată, dar niciodată, niciun canal de al lui MrBeast. Nu mi-au recomandat niciodată PewDiePie în ultimii 5 ani, să zic. Nu mi-au recomandat, orice canal de care e dintr-o dată popular de YouTube, mie nu mi le recomandă. Muzică, iară, la fel. Nu-mi recomandă rapper, nu-mi recomandă... pop stars, deci eu nu văd la mine Ariana Grande, eu nu văd la mine all these things pe canalul, pe contul meu principal de YouTube, care îl folosesc să mă uit la YouTube, right, de când pe YouTube. So, I don't know, pentru mine kind of funcționează, so, na, nu, nici vorbă, nici o clonă de genul. M-aș duce să îți arăt și o să vezi că nu mi-apar tare multe, de fapt hai să facem chestia asta și apoi ne întoarcem după aia noi pe ăsta, să vă uitați la ce, ăsta mi, cum îi zice, feed-ul, right? Am muzică aici, am TLDR News, am Dropout, Hasan, Linus, aici just că m-am uitat la un interviu cu Vic Michaelis, care iară din Dropout, deci aceeași chestie, Shorts, video-ul ăsta care trebuie să-l termin după aia, iară Dropout, muzică, astea de breaking news mi le bag acolo, dar just dau not interested și that's it, politică, dar nu mai eu urmăresc pe Show on Head de multă vreme că eu s-o străcat de cap, și just chestii de astea random, Cutie, Cinderella, că you know, Ludwig, Hasan în același grup, ceva random de ăsta, Deep Dive, iară Shorts, Post, The Daily Show, Arhive, like that, cum îi zice, Denny Gonzalez, plimbat până ăsta, mai playlist-ul care îl pun de obicei de podcast, like Ryan George, you know, that's kind of it, like, muzică iar, Tyr, Eric, chestii din Japonia, like, chiar nu am chestiile alea
mega populare, Fortar Bento. Vedeți ce zic? Like, nu, aici nu o să vedeți la mine pe feed chestii de alea de, I don't know, oricine e YouTuberul săptămânii. So, yeah, nici de anime nu mi-apare nimica, deși îs aici, voi nu vedeți, stai așa să văd dacă pot apăsa all subscriptions, așa, feed. Deci astea sunt canalele la care subscribe contul meu care îl folosesc. Adam Something, care e un ungur, care acum e în Germania, dacă nu mă șel, Astmic Ice, Astro Goblin, care sunt 3 persoane din fostul Funhouse, Atelier Sento, care sunt niște francezi care au făcut niște jocuri gratis, care vă recomand să le jucați, care sunt foarte faine, Battle Rebreathing, care e de multă, multă vreme un clasic al YouTube, Best Friends Today, care e Zoomer content, că, you know, e Zoomer content, like, ultimul lor video e efectiv numit Brain Rot ASMR. Beyond Ghibli, e primul care e de anime, ăsta vi l-am recomandat și vi-l recomand într-una. Am văzut toate videourile de la canalul ăsta și e excepțional. Vi-l recomand să-i dați un subscribe pentru că e mega, mega subapreciat. Bat, care are Funhouse, fost Funhouse, Caroline Cornstarn, CGP Grey, Channel 5, Charlie Hopkins, care face deepfakes și reacții la chestii, Clickhole, Climate Town, Coma, Cracked, Rip, D-Day, și mai am de astea de mimuri ca să mai fiu la zic care sunt mimuri, DC, Dorkly, Drew, Dropout, Funhouse, care e Dead, Explosion, care e kinda dead-ish, Gigak, Glove and Boots, care e Dead, care, oh my god, am iubit canalul ăsta de YouTube de numai, Good Mythical Morning, care îl subscribe de dinainte să fie Good Mythical Morning, era Rotten Link 2, Good Job, HBO, Hishi, Inside Games, Internet Comment Etiquette, Jack Reckon, Jack's Films, Japan Analysis, care iară vi-l recomand despre Japonia, like, that's awesome, GGG Jack's Films, J.L.O. care iar, oh my god, it's been 10 de ani de când au scos ăștia un video, Jonathan Pai, Combini Confessions, iar vi-l recomand, care e super mega fain, e un fel de Channel 5 numai în Japonia, e fantastic, e hilar, o să ne uităm poate și în video ăsta la clipuri, Last Week Tonight, Linus Tactics, Lost in Moldova, The Series, nouă sezon din păcate, dar e super funny, Lowbrow, care e nou, Meditations for the Anxious Mind, care iar e hilarious, Memes, Netflix anime, al doilea canal al lui Charlie Hopkins, Nothing But Thieves, Obscure Violin, Idea Channel, iar un canal de YouTube care mi-a plăcut tare mult, PC Crombie, ăsta pare așa random, dar ăsta a uploadat ilegal QI pe YouTube și de-aia am dat subscribe ca să mă uit la el. Da, la Giga, că îmi plac videourile lui scriptate legate de sezonale, care is kind of funny. Philip DeFranco, because of course, Pitch Meeting, because of course, Puff Floor, because of course, că am nevoie de ceva care să-mi urle în cap. Pushing Up Roses, că are seria aia de videouri despre That Time on Murder She Wrote, unde discută despre episoade, care e super fun. Freaky's F1 Addiction, Scorpo, care are memes. Green Junkies, care Honest Trailers, right? Sonero, că sunt Sonero. Solid JJ, Summer News, South Park, Fest, because of course, Team 4-Star, Texan in Tokyo, care, oh my god, mi dor de oameni ăștia, atât de adorabili,
De-aia și ei s-au lăsat de YouTube, dar au fost extraordinar de adorabil și întotdeauna mi-a plăcut. The Birdman, pentru că și ăsta e un weeb, un comic addict și face seria asta de Everything Wrong with Cinema Scenes și e tare fain tipul. The Grand Tour, because, you know, m-am uitat la Top Gear și după aia la The Grand Tour. The Korean War, care e continuarea la World War II, canal de YouTube, vă recomand, super funny. The Onion, because of course, Tomska, because of course. Universal Pictures, because meme-uri, Unusual Videos, because meme-uri. Universal pentru trailer la filme mai mult decât altceva. Up From The Depths, vă recomand iar canalul ăsta de YouTube, pentru că e just face review la tot, dar la tot, toate filmele vechi și toate filmele cu kaiju ever și vă recomand să-i dați o șansă la canalul ăsta de YouTube, că e mega, mega, cum zice, subapreciat și super fain. Veritasium, because of course, Vsauce, because of course, Wisecrack, because, you know, of course, la asta, cum zice, subscribe de când e canalul, de la primul video când a apărut. World War II, because of course, trebuie, like, vă recomand să vă uitați la toată seria asta, pentru că Jesus Christ e excepțională și just e fantastică, e just superbă seria. Karameru și Nihongo no Mori. Nihongo no Mori, dacă vrei să înveți japoneză, e foarte interesant, dați-i o șansă, dar vedeți că trebuie să fiți kind of avansați. Și Karameru, care probabil știți, like, nu aveți cum să nu știți, pentru că întotdeauna are ceva clip care să fie viral, ăsta e de acus o zi. Right. Și întotdeauna are ceva cu urlat. Hai să vedem care e cel mai popular pe care să vi-l arăt. Ia, uite ăsta de acus 5 ani care e așa mixt cu realitate. Nu știu ce l-au aruncat pe la afară, but you get the point. Yeah, are o draie de clipuri, are o draie de faze, 100% le-ați văzut, pentru că 25.000 de views, fuck sake. There's no way că nu ați văzut clipuri cu Karameru at some point. Pe TikTok, din greșeală, din whatever, right? No, hai să ne uităm la un pic de Combini Confessions înainte să ne întoarcem la commercials. Again, vă recomand să vă uitați la canalul ăsta dacă vă plac street interviews și chestii genul. Mia ci face o treabă excepțională. Oari? O vreau să fac aia cu This is a pen, this is an apple. Bea cu homeless people. Ei, asta cred că e homeless dacă nu. もし政治家になったらどうしますか?それになったら、みたいに。ああ、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 ああ
絶対やで、親父死ぬ前に連絡よこそやな。アホ。アホ。理想な老後は何ですか。え、この世の中の子供たちに、困ってる子供たちに少しでも笑顔になってほしいですね。素晴らしいですね。あ、そういやそうですか。シェリー、surprise de ce zice că te da. 再来週の話なんですけど、Da, nu, aia e că are niște cele mai bune clipuri de obicei astea. Andy Milenakis de ăsta. Mi-a imposibil. Aproape că sună ca două clipuri foarte fucked up care mi-au rămas mie minte de la asta. Unul e cu un tip care vorbea în mod foarte explicit cum făcea sex cu femei și ăla e despre o tipă așa random care a mers la două tipe și a întrebat că ei, cum sunteți? Și una dintre ele: ai, tocmai l-am putut păunul de păstă 30 ani și a fost tare. E plin de clipuri de astea foarte, foarte absolutely fucking random. Și o parte a Japoniei pe care din păcate nu n-am apucat să o văd ca lumea data trecută când am fost. Vreau să bate cu un elefant și că să-mi bate. Plaspate, că-l face plaspate. Măcar copilul ăsta, e că pare copil. E ăsta, cum îi zice. Cun, cun, cun. Am fost acolo. Am fost pe strada aia. Ți-ți minte când am fost acolo? Ah, da, ăsta. Deci ăsta e tipul ăla de care vă ziceam. Aici nu-i clipul full. În clipul despre Kabukicho vorbește prea în detaliu despre cum are el sex cu femei. あ、だ、シェスタ。サケです。サケです。
Alcohol, women, men and tears. Ah, și ăsta. Așa, ăsta. E efectiv, am mers la un... Ești sexy. Meri clitoris. Anyway, mergeți, uitați-vă la Combini Confessions, s-o draie de clipuri de astea absolut absurde, absolut fantastice. Just omul meu face o treabă excepțională și vi-l recomand, pentru că clipurile lui sunt fantastice. Bun, ziceam că ne uităm și la niște reclame, să vedem și niște reclame japoneze, pentru că, of course, avem și reclame ciudate japoneze, pentru că ce idee ai? Că s-au oprit ăștia nimeni a face reclame ciudate, le faci, match. So, you know. Au și n-au subtitrări, because of course. Again, I don't get it. Oh boy, maybe you shouldn't do the... Oh no! Yo! Yo! Nu-i reclamă cu care am crezut că o să începe? Yo! Oare și copilul ăsta o să facă semnul? Da. Puneți sosuri în mâncare, dragilor. Nu sosuri cum e. Oh my god. Psy Games? Ce? Dar ce legătură au jocurile? N-am nici aia idee what the fuck that was. Like, what the fuck is reclamele astea? Câteodată n-ai nici asta. What do you mean hot pepper beauty? De ce pepper? Ok. Deci e o aplicație unde îți faci, cum îi zice, you know, appointment la frizer. Da, de ce se numește Dr. Pepper? What the fuck? What? Pentru ce? Pentru ce s-a stea? Și de ce au tăți? What? Ok, ăsta măcar e Eurocam, so... Vape? What? Ca să nu te muște țânțarii? Sau ca să nu fumezi? Scratchy? Oh my god! Top bank-ul e... What? Hai, what? Deci plătești și primești scratch-offs și poate primești chestii. Chiar ai nevoie... Chiar ai nevoie de reclamă la Lawson? Really? Mai ales așa e weird, like, ai prea weird cu urlatul și cu ăsta. Ah, asta e comediantă, tanti, asta a fost la documental. Dacă nu știi și documental, look it up, e fantastic. What? Reclama asta cred că e un pic prea lungă. I get it, dar e un pic prea lungă. Ok, o să zic ceva foarte
nepopular, un hot take foarte mare. Nu-s fan ciocolată cu mentă. De ce? Pentru că majoritatea nu reușesc să împace una cu alta. Like, ori prea multă mentă, ori prea puțină mentă, nu-i niciodată destulă mentă. Just enough. E just prea mult sau prea puțin. Just, nimeni nu știe să facă chestie bună ciocomentă. Nici Mac nu cred că poate să facă ceva de genul. So, you know. Just, iar e o reclamă prea lungă. Oh, lol, fac cum îi zice festival la... That something, festival la un parc de distracții cu BTS și cu stuff like that, that's... You know? Bine, again. Nimic de aici nu e interesant pentru mine. What the fuck e New Jeans? Serios, ce strupele astea? Oh my god, what the fuck? Chiar despre băut apă minerală cu gusturi. Yeah, we know, Aquarius. Da. Ce? N-am avut nici o idee ce pula mea a fost aia. Și asta e iar reclamă la o ciocolată. Soco. Ei, hey, da, e ciocolată umplută cu cremă de lapte, but what the fuck? Asta e Summer Wars! What? Reclamă la Summer Wars? În 2024? Câți ani au trecut de la... Stai, vai, câți ani au trecut de la Summer Wars? That's a long time, right? Aniversarea de 20? Nu. De 15 ani, right? I'm not... Aniversare de 15 ani la sa... Damn, bro! Oh, wait, ok. Da. Aniversare de 15. Oh, mățul ăla! Eu săracul pisu, dar să vede că nu-i lăbuța lui. Eu pus ăsta și just i-o ridicat lăbuța cu un fir de la transparent la cap. Săracul țița, să vede că și urechile lui direcționate altundeva. El nu prea are chef să fie acolo, pur țița. Eu mai pus să mai fac o dată chestia asta. Ale măcar de data asta s-a uitat direct oarecum în cameră. Nici nu ne trebuie. Oh, da, am auzit de reclamele astea McDonald's. Noi, care iarăși cu animație, că of course că trebuie. După succesul lor cu ăsta, mai ales aici, also, unul la mână. Kiki's Delivery Service, right? Like, cu toții știm de unde se trage, da, Kiki. Unul la mână. Doi la mână. Vreau să încerc burgerii ăștia, like, that's... Oh, that's interesting. Peperon... Deci e... Ala-i caș. Înțelegi? Ala-i caș. Pane. Nu știu, peperon.
spicy cheese. Juicy, pardon, juicy, nu spicy, juicy hot cheese. Ok, dar nu-i Europa, pentru că nu-i, there's no fucking way că noi avem burger cu ce ăsta. Jam and... Jam and potato? What? Deci, e muștar, ceapă, caș, beef și jam and potato. Ăsta e jamul sau jam and... Da. Ah, jam and potato. What? Și ăsta cu shrimp-ul, nu? Puia... E buia besu sos, asum, și cu shrimp-ul, da, și cu shrimp. Ăsta din dreapta, cred că l-am avut atunci când am mers în Japonia. So, yeah, ăsta cu shrimp l-am încercat, da. Ăsta cu cașcaval, pepperon, nu l-am încercat și nici ăsta cu jamul, potato. Like ăla-i weird. Ne reclamă la Santori. Ah, și la Lupin. Ok, that's a, I guess a crossover. Hai să vedem altceva. Anyway, mai avem niște TikTok-uri de văzut, să vedem dacă este ceva de ale, că dacă e și ca ala care era funny și erau numai tipe dansând, just that, no. Dar iar e just muzică. I mean, that's a... Jesus Christ, that, deci dacă asta e școala and that's my view, mă duc cu drag la școală, even if I get bullied. Like, are you fucking kidding me? Ui ce view au ăștia la școală. Oh my god, that's gorgeous. Dita mai beiu cu oceanul, that's... Oh, that's gorgeous. Știi ce am văzut eu când ăsta? Nimic. Beton. Altă școală. Un copac. Nu era nimic asta. Oh, iar session music. Cum îi zice, ăștia ce-a făcut Inferno. Mr. Green Apple. What the fuck is this? Oh my god, no. Oh no, and that's horrible. Și-a pus... Asta. What? I mean, ce e eu? N-am înțeles iară. What? What? Ce-a fost aia? I don't get it. Stai, ce-a făcut? Au sărit pe alea. Prostii că își rupe genunchii. Ok, hai că... Ok, hai că poate mai sunt chestii ascunse aici, dar just pare iar aceeași chestie cu just muzică și cu... What? I don't get it. すげえな。すいません。これうちの彼女が似合いそうなんですけど、どっちが似合いますかね。うちの彼女こっちが好き。違う違う。
わ。¿Quién? Again, I don't, astea par prea personale, like eu mă simt cumva să mă uit la astea, pentru că pare să fie compilația al... I mean... Și noi probabil făceam prostie genul. What? No, I ok, deci trebuie să înțelegi și japoneză dacă vrei să stai. Ca altfel glumele astea nu au sens. Like, I don't get it at all. Stai, asta s-ascundea să dormă, ha? Yeah. Hey, well, that's one way to do it. O să mi se pare foarte ciudat că ei tot folosesc W-urile alea ca să râde. Ăsta cred că iar copilul ăla. Bun, mai ne uităm la o chestie. Am găsit la un dat, nu știu dacă ție-s minte, am găsit la un dat un site cu live stream-uri. Hai să ne uităm la... Așa, Tweetcasting se numește. .tv. Și... E un fel de Twitch, dar nu chiar. Ne mai uităm și la ăsta să vedem. Ăsta are mâț negru. Nu, ok. Și poți să dai real-time playback până la 3 minute. Nu mai are mâțul aici. Nașpa. Mă așteptam să mai aibă mâțul măcar. Stai. Ce-i cu masca tăiată? Mi se pare hilar efectiv că are masca tăiată. Just, that's something, I guess. Bun. La un moment dat, dacă nu mă înșel, am găsit un live stream care era de la un bar. Să vedem dacă mai găsim ăla sau nu. Just, era un bar care făcea live stream la tot barul, tot ce se întâmpla acolo. Mai ales că e la... 12 noaptea în Japonia, că sunt 6 ore, right? Își face, cum îi zice, live stream la birthday party. That's awesome, kind of. Că la noi nu știu dacă la noi ar funcționa live stream-urile de genul. Asta face stream la un bloc? La un random bloc? What? Ai audio only, I guess, că altfel n-are sens. Again, e weird că lumea să uite, like, 126 de oameni să uită la ăla. Și just, why? Ăsta să joacă Pokémon, sau asta. Asta mănâncă, a 12 noaptea. Asta cântă la pian, like,
unele chestii, uite, ăsta e un bar, right? Da, bar Mokura. Ni, ăsta are 20.000 de views. Like, that's insane că au atâtea views. Deci, ni, poți să-i și suni, poți să zici că e open. Ni, poți să intri să-ți faci, cum îi zice, rezervare la ei când vrei să mergi. That's awesome. Just, pare să fie un cuplu, pentru că pare să fie aceiași doi tip, ăștia doi, care fac live stream-uri și lucrează. Vezi? Deci ăștia doi cred că e barul lor. Și just aia fac, ei fac stream, la cum lucrează, la ce fac, la ce e ăsta. Foarte interesant, cum îi zice, să vezi. Fie ai și VTuber, ai și de astea, cum e asta care... Ce asta cu crimpa, dumpa? Chiar, e o chestie de asta care nu știu dacă la noi... dansează. Nu știu dacă la noi ar funcționa. Gen, eu dacă ar fi să fac un stream de genul unde nu fac nimica, really. What the fuck e ăsta? Is that e la un șarpe care se naște acolo? What the fuck? Yo, ăștia șerpi fresh născut. What the fuck? Yo, man, what the fuck? That's insane. Păi, mă, just face stream la... Chestie gen, that's... Wow. Ni, ăsta e alt bar. I mean, that's a one way to start the stream. Ce surpa mea. E o ziua de naștere a cuiva. Ar fi ceva, dacă mai să mergem cândva Osaka, ok, dacă e să mai mergem cândva în Japonia, birthday iară, să mergem așa să, la un bar de gen unde să fac stream și să facem un stream acolo or something, așa să fie un fel de... Un fel de crossover, că altfel n-am cum să... Altfel n-am cum să o ăsta, să-l descriu, right? Ar fi foarte interesant să facem o chestie de genul. Bă, e foarte interesant să vezi la ce... Pentru că, îmi imaginez că o draie de japonezi folosesc Twitch. Bă, pe Twitch, asum că e foarte greu să găsești chestii de astea, cum e just un stream random la un bar. La YouTube iară, asum că e mult mai greu, pentru că trebuie să scrii în japoneză să ăsta. Tweetcasting.tv are o draie de japonez. Sunt curios, ar trebui poate să încerc să-mi fac un cont, să fac un live stream aici. Sunt curios cum ar merge un stream pe o platformă de asta japoneză. Dacă aș apuca să am ceva... viewers aici, right? Poate facem un experiment cândva. Ce asta?
Și da, e interesant că au reușit să-i facă un bottle personalizat la un cu ăsta. Mai primit. Ăla era de per? Ăla era de per, right? Da. Anyway, hai să vedem ce mai au, ce au mai făcut ăștia, că au făcut stream de 4 ore. So, nu-i ca și cum ăsta. Cu 44 de ani. Ce de șampanie a primit omul? E încă o șampanie. Omul meu, câte șampanii deschis? Tu l-ai, doamne. Bine, ce drept, deja suntem într-o oră de ăsta content. Sau. So, yeah. Uite că sunt aici și tot fel de mascote care poți să le dai. Ah, no, what the fuck they do, but, you know, whatever. Yeah. So, cam asta e faza cu ce fac japonezii. Se bat, fac TikTok-uri cu dans, multe TikTok-uri cu dans, fac reclame care sunt ok, unele mult prea dubioase, altele, you know, și fac stream-uri de genul, care e just foarte, foarte interesant să vezi faptul că au cultura asta de live stream, că ți-ți minte că zici, era o draie de astea, a, că Japonia urăște streamerii și Japonia urăște content. Nu, nu chiar, Japonia are cultura lor de content creators și streamers și așa mai departe. Numai că mult streamers îs, aparent, fie într-un bar, fie la ei acasă și care sunt youtuberi care filmează, îi primesc, cum îi zice, voie de dinainte, right? Yeah. Cred că terminăm aici, asta a fost așa un or de anime mai simplă, mai altfel, mai dezorganizată, mai ca un adevărat live stream. Și, you know, să aveți un weekend fain, aici de-abia aștept să-mi termine Antoldu, să-l deschide orașul, pentru că, you know, și ne vedem data viitoare, așa, cu vocea acestor persoane în background. Eu am fost Raul, un alt fan anime, care bineînțeles că vorbește un pic prea mult despre anime. Să aveți o seară faină, un weekend plăcut, pe ecran aveți un video specific și aveți, special despre celălalt, cel mai nou video sau podcast, like, share, subscribe și asta am fost. Ne vedem data viitoare, să aveți o seară faină și pa, pa!